aceeași mașină, același cap tractor HD66Y, da, da. Ambele sunt expirate. Deci ambele arbitre sunt expirate. Vrea să vorbiți, deci chiar în aceste momente polițiștii verifică prin 112 de la minister, se spune ambele avize sunt expirate. Deci ambele avize sunt expirate de la autoturismele de Hunedoara oprite de polițiști. Chiar în aceste momente polițiștii sunt informați de către reprezentanții de la Ministerul Pădurilor. Deci pentru primul camion, cei de la Ministerul Pădurilor au confirmat că este ilegal, avizul este expirat. Acum polițiștii așteaptă să primească confirmarea și pentru cel de-al doilea camion. Da, vă rog. Deci partid are două avize, una expirată la data de astăzi, 19 și 14 minute. Cel de 32,4 metri cubi, eu nu știu cum de are două avize cu aproximativ aceeași cantitate pe aceleași date. Și celălalt aviz, același cap tractor HD66YQL, remorca HD17YQL, 32,4 metri cubi, e valabil până la data de 17.02, ora 6.24. Deci are două avize cu aceeași cantitate aproximativă, unul a expirat, unul e valabil. Am înțeles. Da. Și pentru cealaltă mașină? Pentru cealaltă mașină, verific imediat. Vă rog. Așa, ai tot cu bugă. Este vorba de HD46RAY, da? Da. 47. 46 capul tractor. La fel, figurează în evidențele noastre două avize în aceeași zi. 33,36, 33,33. Verific primul aviz, cel de 33,36 metri. A expirat la ora 19.31. Este vorba de cap tractor HD46RAY, remorcă HD47RAY, 33,36 metri cubi. Pag. Acesta e expirat. Da. Celălalt aviz este valabil până la 17.02, ora 6.39. Este vorba de cap tractor HD 46 la Y, remorcă HD47RAY, total 33,33 metri. Am înțeles. Deci, doamnelor și domnilor, după cum puteți vedea, verificările au fost făcute de polițiști pe 112 și legătura cu Ministerul Pădurilor s-a spus că nu sunt avizele valabile, iar acum se spune că avizele ar fi valabile. Deși nu s-a mai întâlnit să fie două avize în aceea zi date pentru același mijloc de transport. Așteptăm să vedem exact ce spun cei de la minister. Pe aplicația Sumal nu figurează avizele. Bun. Bine, vă mulțumesc pentru informații. Mulțumesc, la revedere. O zi bună. Deci în urmă cu 10 minute avizele nu figurau valabile, iar acum se pare că, potrivit informațiilor de la polițiști, avizele sunt valabile.
Se pare că au fost făcute două curse. Nu, nu, s-a încărcat lemnul din pădure, s-a dus la depozit și de la depozit s-a făcut la zis să-l ducem la... la Pitești, la destinație. Așa au fost. Șeful, vrem să vorbim? Sunt două acuri de făcut. De-aia au fost două acuri de făcut. Și se poate găsi, da. Este incredibil cum se comunică și cum comunică ministerul și reprezentanții de la 112. Așteptăm să vedem exact ce se va întâmpla cu aceste camioane și vom reveni din nou în direct în câteva minute.